Dimineața am privit împreună la problema căderii omului în păcat și la problema libertății sau a voinței umane. Ne-am uitat în contrast cu ceea ce noi mărturisim și credem că Scriptura învață la mărturisirea de credință a cultului baptist și n-am făcut-o pentru a încerca să denegrăm sau să vorbim de rău pe frații noștri care se află în cultul baptist, ci am făcut-o pentru că este important ca să înțelegem ceea ce învață Scriptura, ca să proclamăm adevărul și pe acei care nu trăiesc în adevăr să-i chemăm la pocăință față de Cuvântul lui Dumnezeu. Această controversă despre mântuire există dintotdeauna. Dacă ar fi ca să o sumarizăm în doar două cuvinte, ea s-ar putea spune că este o problemă a monergismului împotriva sinergismului. Monergismul, în termeni teologici, nu înseamnă altceva decât faptul că mântuirea este o lucrare doar a lui Dumnezeu. Mono, da, unu. Și sinergismul spune că mântuirea este o lucrare în care omul colaborează împreună cu harul lui Dumnezeu. Este o lucrare sinergistică, este sinergie între voința umană, între lucrarea care o face omul și lucrarea care o face Dumnezeu pentru a obține mântuirea, pentru a obține lucrarea mântuirii. Un lucru este clar pentru noi, după studiul care l-am avut dimineață, și anume, cuvintele Domnului Iisus Hristos sunt mai adevărate pentru noi decât oricând. Trebuie să fiți născuți din nou. Nu există scăpare de la această realitate. Cum am fost născuți în mod natural, în carne și în păcat, trebuie să fim născuți în mod supranatural din Dumnezeu. Nu există altă scăpare sau altă soluție pentru condiția umană decât să fim născuți din nou. Și întrebarea rămâne, cum se produce această naștere din nou? Cum se produce această naștere care ne poate scăpa de sub condamnarea păcatului? Suntem născuți din nou, duce în mod suveran această naștere din nou și aduce ca și consecința nașterii din nou credința noastră? Sau credem și ne pocăim mai întâi, iar aceasta aduce ca și consecință lucrarea nașterii din nou din partea lui Dumnezeu, așa cum mărturisește mărturisirea de credință a cultului baptist din România. Controversa este, așa cum ziceam, veche. Dacă mergem cu peste 1600 de ani în urmă, putem ca să auzim rugăciunea lui Augustin, răsunând și atunci zicând în felul următor: Doamne, poruncește tot ceea ce voiești, dar împlinește ceea ce ai poruncit. Augustin, fiind conștient de realitatea biblică că omul nu este capabil ca să păstreze legea lui Dumnezeu, îi cere lui Dumnezeu ca voia lui să fie poruncită asupra noastră, dar să aibă milă de noi și să împlinească în viețile noastre tot ceea ce el a poruncit. Această rugăciune a răsunat ca un tunet în urechile lui Pelagius. Niște adepți de-a lui Pelagius care l-au ascultat pe Augustin, probabil că au rostit aceste vorbe în prezența lui și s-a declanșat controversa între Augustin și Pelagius. Așa de nervos și de afectat a fost Pelagius când a auzit rostită această rugăciune a lui Augustin în preajma lui, încât aproape că a devenit violent. Reacția lui a fost urâtă, a fost cumplită. Vă dau un citat din Pelagius, doar ca să înțelegeți felul în care acest om gândea referitor la această gândire a lui Augustin. El zicea în felul următor: îl acuzăm pe Dumnezeu de a fi îndoit de ignorant. Zice el, dacă credem ceea ce enunță Augustin. De parcă el, adică Dumnezeu, nu ar ști ce a creat, adică pe om, pe noi, sau ceea ce a poruncit. De parcă a uitat de neputința umană a cărui autor e tocmai el, anume Dumnezeu. El a impus legi asupra omului pe care nu le poate omul împlini?
În mintea lui Pelagius era de necrezut că Dumnezeu ar cere din partea omului ceva care omul nu poate face. Dacă Dumnezeu cere omului să creadă, trebuie ca să fie în puterea omului ca el să creadă. Dacă Dumnezeu cere omului să nu păcătuiască, trebuie ca să fie în puterea omului să nu păcătuiască. Pelagius a argumentat în fața lui Augustin că omul are abilitatea morală ca și un dar de la Dumnezeu. Este un dar universal care toată omenirea o are și că ar fi un afront la adresa lui Dumnezeu să spunem că El a creat pe om bolnav sau neputincios sau rău în așa fel încât să nu poată păzi poruncile lui Dumnezeu. Pelagius era de-a dreptul ofensat de rugăciunea lui Augustin și de învățătura biblică pe care o dădea Augustin. Pe scurt, Pelagius credea că dacă Dumnezeu cere un lucru, acel lucru stă în capacitatea omului de a fi realizat. Și că Dumnezeu ar fi nedrept ca să ceară de la creaturile sale ceva care ei nu pot realiza. De aici, dacă mergem cu ani în urmă, vedem controversa care se petrece între poziția arminiană și poziția calvinistă. Poziția arminiană pornește de la o poziție biblică că omul este căzut în păcat, că este depravat. Arminius a fost până la urmă preot reformat până în ziua în care a murit. Și că omul nu poate face nimic înspre mântuirea sa fără Duhul lui Dumnezeu. Dar că omul nu este născut din nou înainte ca să creadă, ci că este adus printr-un har prevenient, printr-un har universal și general, într-o stare de neutralitate în fața lui Dumnezeu. În termeni care sunt populari, în teologia baptismului românesc, omul este pus în furca adamică. Beni fără gău. Am văzut dimineață ce spune mărturisirea cultului baptist despre nașterea din nou. Pentru ca un păcătos să fie născut din nou, el trebuie să se pocăiască și să creadă, adică să primească, să accepte mântuirea prin har. Atunci Dumnezeu face lucrarea nașterii din nou prin cuvântul său și prin Duhul Sfânt. În altă parte spune, noi credem și mărturisim că nașterea din nou e regenerarea vieții, înzestrându-ne cu o dispoziție și atitudine duhovnicească sfântă. Ea cuprinde întreg caracterul, intelectul, sentimentul și voința. Astfel, fiecare păcătos, pentru a deveni un adevărat credincios, trebuie să fie născut din nou. Ați observat care este procesul care ni se arată? Există o credință și o pocăință înainte de nașterea din nou. Iar aceasta aduce ca și consecință necesară nașterea din nou care este lucrată de Dumnezeu. Și această naștere din nou ne face ca să fim cu adevărat credincioși. Este o învățătură, nu numai nebiblică, dar extrem de confuză. Cum suntem credincioși înainte ca să fim născuți din nou în comparație cu adevărat credincios după ce suntem născuți din nou? Care este distinția dintre cele două? Cum de ca să fim cu adevărat credincioși trebuie să fim născuți din nou, dar ca să fim doar suficient de credincioși să fim născuți din nou, nu trebuie ca să fim născuți din nou. Câtă intervenție a Duhului Sfânt este nevoie pentru prima credință, dar pentru a doua credință? Cât de permanentă este prima sau a doua credință? Creștinul în acest sistem, până la urmă, este lăsat la puterile sale, la aptitudinile sale, și verdictul este cam așa. Dacă ești în stare să crezi și dacă ești în stare să persiști în credință, atunci vei avea ca sfârșit al alergării tale mântuirea. Până atunci, Biblia spune că cei ce cred în Domnul nostru Iisus Hristos au viață veșnică. Și că cei care au fost primiți de Domnul nostru Iisus Hristos nu vor pieri niciodată și vor fi înviați de El în zilele din urmă. Este greu de descifrat din mărturisirea de credință a cultului baptist, pentru că este deosebit de sumară. La unele capitole, așa cum ați văzut dimineață, nu sunt decât titluri. Este greu de descifrat unde, pe spectrul teologic, se află mărturisirea de credință a cultului baptist.
De la a fi una de plin pelagiană, adică o convingere că omul în starea lui naturală poate ca să facă tot ceea ce este necesar să ajungă în starea în care este justificat. Să se pocăiască, să creadă, să primească prin propriile lui eforturi justificarea care vine într-adevăr prin harul lui Dumnezeu. Dar el să-și aducă aportul sau semi-pelagiană, în care este doar o contribuție parțială sau este un fel de amorțială în păcat și omul poate să facă un pic și după aia este asistat de harul lui Dumnezeu. Sau poate doar o teologie arminiană. Spectrul este de la erezie curată la eroare gravă teologică. Dar pentru că mărturisirea este așa de lipsită de precizie, este greu ca să știm unde se poziționează în mod oficial cultul. Mai ales că în alte documente, cum ar fi statutul cultului, par ca să fie o biserică baptistă reformată. În cadrul cultului baptist este clar că se vede și se învață tot felul de poziții în acest spectru teologic. De la erezie curată la eroare teologică. Ceea ce lipsește în mărturisirea de credință și în foarte multe biserici baptiste din țara noastră, ceea ce lipsește este o înțelegere și o învățătură biblică despre nașterea din nou și mântuirea prin credință. Mântuirea nu este un proces sinergistic, ci este un act monergistic, un act unilateral al lui Dumnezeu, prin care El, prin puterea Lui, prin suveranitatea Lui, mântuie. Dumnezeu ne mântuie, iar noi suntem beneficiarii lucrării realizate de El. Fără vreun merit, fără vreo contribuție la acel act de mântuire. De la nașterea din nou, la credința dată în dar, la perseverarea care o avem, la glorificarea care ne este promisă și sigură, mântuirea este în întregime lucrarea lui Dumnezeu. Avem niciun merit și nu avem nicio contribuție la această lucrare a lui Dumnezeu. Dar într-adevăr, odată ce am beneficiat de ea, suntem noi cei care credem. La fel cum copilul care nu face nimic să fie născut, odată ce este născut în această lume, este el cel care respiră, este el cel care strigă, este el cel care plânge. Dar nu este el cel care și-a dat viață. Și nici măcar nu este El cel care se susține în viață. Viața a venit din afara Lui. Decizia să fie adus în viață și tot ceea ce a fost necesar ca El să fie o ființă vie nu provine de la El. La fel și noi. Deși avem acum credință și o experimentăm ca și fiind a noastră și este a noastră, suntem conștienți că nu noi am produs-o. Că ea a fost pusă în noi ca și dar al lui Dumnezeu prin nașterea din nou, care a fost cumpărată prin jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. Este o distinție deosebit de importantă ca să înțelegem aceste lucruri. Întrebarea rămâne. Este credința care produce nașterea din nou sau este nașterea din nou care produce credința? Aș vrea în această seară ca să privim prin Scriptură și să încercăm să lămurim această problemă. Așa că dacă aveți Bibliile cu dumneavoastră, v-aș ruga ca să le țineți în fața dumneavoastră ca să putem să parcurgem mai multe texte. Vom încerca să facem o teologie sistematică pe această temă și să încercăm să avem o viziune unitară asupra Scripturii. Dacă deschideți cu mine la Ezechiel 36. Ezechiel 36 este un text profetic unde Dumnezeu profețește și ne arată dinainte lucrarea minunată care urmează să o facă în cadrul poporului său și nu numai, în care ne arată un tablou a ceea ce înseamnă nașterea din nou. Ezechiel 36, de la versul 26. Vă voi da o inimă nouă și vă voi pune înăuntrul vostru un duh nou. Voi îndepărta inima de piatră din trupul vostru și vă voi da o inimă de carne. Voi pune Duhul meu în lăuntrul vostru și vă voi face să urmați hotărârile mele. Cum ne va face? Ne va forța? Ne va obliga? Ne va face prin faptul că ne aduce la viață dându-ne o inimă nouă,
Punând Duhul lui Dumnezeu în noi, noi acum suntem motivați, suntem mișcați, suntem animați de o nouă viață care există în noi. Nu este Dumnezeu care stă cu biciul în spatele nostru și spune, fă dacă nu te trimit în iad. Ci este viața nouă care este în noi acum, care lucrează din noi, care este a noastră. La fel cum tu, dacă te afli în viață și vrei să trăiești, este dorința și voința ta de a trăi. Dar n-ai făcut nimic ca să capeți acea voință. Ci s-a înnăscut în tine când ai fost adus în viață. Veți locui în țară, în țara pe care am dat-o strămoșilor voștri. Voi veți fi poporul meu, iar eu voi fi Dumnezeul vostru. Versetul 31. Atunci vă veți aduce aminte de purtarea voastră cea rea și de faptele voastre care n-au fost bune. Și vă va fi scârbă de voi înșivă din pricina fără de legilor și urăciunilor voastre. Dar să știți că lucrurile acestea nu le fac de dragul vostru, zice Stăpânul Domn. Rușinați-vă și umiliți-vă din pricina umbletelor voastre, voi cei din casa lui Israel. Dumnezeu spune că în acea zi, când această lucrare se face, omul se trezește dintr-o dată și este rușine de starea lui. De ce? Pentru că este viu acum, pentru că are o inimă nouă care iubește adevărul, care îl iubește pe Dumnezeu și se uită în mijlocul lui, în jurul său și în lăuntrul său și este scârbă de sine. Până când nu ești adus la viață de Dumnezeu, până când nu ai o inimă nouă și Duhul lui Dumnezeu în tine, păcatul ți se pare ceva normal, ceva obișnuit. Starea ta ți se pare poate nu perfectă, dar nici mai rea decât alții. Este atunci când ești adus la viață prin Duhul lui Dumnezeu că realizezi care a fost starea ta cu adevărat și ceea ce Dumnezeu a făcut în viața ta. Romani 9. După ce Apostolul Pavel în Romani 8 ne arată planul magnific al lui Dumnezeu de a mântui un popor ales, în capitolul 9, cu mare atenție, prezintă lucrarea monergistică, adică o lucrare unilaterală a lui Dumnezeu de a mântui. Și Apostolul Pavel, mulțumesc, spune de la versetul 16 la versetul 17 în felul următor. Deci nu este ceva care ține de cel care dorește sau de cel care se străduiește, ci ține de Dumnezeu care arată îndurare. Pentru că în Scripturi Dumnezeu îi spune lui Faraon, te-am ridicat ca să-mi arat în tine puterea și astfel numele meu să fie vestit pe întreg pământul. Despre ce vorbește Pavel aici? Ce anume nu este ceva care ține de cel ce aleargă? Ce anume este ce depinde doar de mila lui Dumnezeu? Pavel spune tot în acest capitol, aceasta înseamnă că nu copiii trupești sunt copiii lui Dumnezeu, ci copiii promisiunii sunt priviți ca sămânța. Problema tratată este cine este un adevărat copil al lui Dumnezeu. Cum devii un copil al lui Dumnezeu? Și Pavel spune că răspunsul este doar prin mila lui Dumnezeu, care îl aduce pe om în acea stare de a fi un fiu de Dumnezeu. Că nu depinde de cel ce vrea. Nu de parcă ar vrea cineva, pentru că tot Apostolul Pavel este cel care ne spune că nimeni nu-L caută pe Dumnezeu. Nu depinde de cel ce aleargă. Și câți nu aleargă, chiar în ziua de duminică de astăzi, să-și câștige justificarea înainte lui Dumnezeu prin faptele lor. Ci depinde de Dumnezeu, care are milă. Pentru că toți suntem sub condamnarea și osânda sfințeniei lui Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu ar fi drept față de noi, ne-ar trimite pe toți în iad. Și ar fi drept și bun și sfânt în continuare. Și nimeni nu i-ar putea reproșa că de ce n-a ales să mântuie pe cineva. Când citim în Roman 9 că Dumnezeu pe unul l-a iubit și pe altul l-a urât, ne minunăm cum Dumnezeu poate ca să urască pe cineva. Când citim că Dumnezeu pe unul l-a ales și pe altul nu l-a ales, că unul este vas de ocară și altul vas de cinste. Firea noastră ne atrage atenție cum poate Dumnezeu să nu iubească,
să nu mântuie, să nu aleagă. Ce ar trebui să ne minuneze este cum poate un Dumnezeu Sfânt să mântuie pe cineva, să ierte pe cineva, să iubească pe un om care îl scuipă în față și îi spune că n-are nevoie de Dumnezeu. Dar noi ne minunăm cum Dumnezeu lasă pe oameni în păcat. Minunați-vă că din toate miliardele de oameni care au călcat pe acest pământ există unul mântuit. Nu că sunt alții care Dumnezeu nu i-a mântuit. Este doar mila lui Dumnezeu. Versetul 14. Deci ce vom spune? Nu cumva este nedreptate din partea lui Dumnezeu. Nu este cumva nedreptate dacă El alege ca din unii să facă fii ai Lui și alții să-i lase în păcatele lor, să-i lase după voia minților blestemate? Caricatura asta că Dumnezeu cumva ia oameni dornici ca să fie în părtășie cu El, să trăiască o viață sfântă și îi face ca să nu fie mântuiți, este absurdă. Omul este în dușmănie cu Dumnezeu. Și atunci când Dumnezeu nu îl naște din nou, tot ceea ce face îi dă omului ceea ce vrea. Omul spune, n-am nevoie de Dumnezeu, n-am nevoie de poruncile tale, n-am nevoie de mântuirea ta, nu vreau să fiu în prezența ta. Și tot ceea ce iadul este, este că Dumnezeu îi dă omului exact ceea ce vrea. În niciun caz, zice Pavel, nu este nedreptate. Căci lui Moise i-a spus, eu mă îndur de cine vreau să mă îndur și am milă de cine vreau să am milă. Este așa de simplu din punctul de vedere al lui Dumnezeu. Dumnezeu ar fi drept dacă nu s-ar îndura de nimeni. Și prin definiție, harul și mila lui este că arată favoare nemeritată. El nu este dator ca să îndure de cineva. El nu este dator ca să arate harul lui față de cineva. El nu este dator ca să fie milos față de cineva. El o face pentru că este un Dumnezeu bun și iubitor. O face ca să arate slava dragostei lui. La fel cum prin faptul că El judecă pe cei păcătoși, arată slava dreptății Lui. Și este prerogativa Lui să strălucească în toată slava Lui deplină și prin judecata Lui și prin harul mântuirii care îl revarsă peste cei care cred. Deschideți în Ioan 3. Este un episod așa de minunat între Nicodim și Domnul Iisus. Nicodim, care este un conducător al iudeilor, puțin spus, Nicodim era unul dintre cei mai mari învățători în Israel. Era un mare teolog în cult, da? Un fel de Iosif Țon, da? Sau Beni fără Gău. Era printre cei mai mari în cultul iudeilor din acea vreme. Merge la Domnul Iisus pentru că este interesat, este curios de teologia care o vestea Domnul Iisus, de predicile Lui, de lucrările Lui. Și îi spune în felul următor, Rabbi, știm că ești un învățător care a venit de la Dumnezeu, căci nimeni nu poate face aceste semne pe care le faci tu dacă nu este Dumnezeu cu el. Merge și admite în fața lui Hristos că el este convins că este un trimis al lui Dumnezeu. Dar, în același timp, ne arată că el nu are o credință în Domnul Iisus Hristos. Că el nu se încrede în el ca și Fiul lui Dumnezeu, ca și Dumnezeu din Dumnezeu adevărat. Și Iisus îi răspunde, știind ceea ce e în inima lui, și îi răspunde foarte la subiect. Iisus i-a răspuns, adevărat, adevărat îți spun că dacă cineva nu este născut din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Nicodim confirmă că de fapt de aceea a venit la Hristos, că el vrea să discute despre mântuire, că el era frământat de starea sufletului său. Pentru că nu zice Domnul Iisus Hristos, stai un pic, eu n-am zis nimic de împărăție. Eu n-am zis nimic de lucrurile astea. Eu am venit să discut altceva. Nu. Nicodim continuă și interoghează pe Domnul Iisus Hristos. Nicodim l-a întrebat. Cum poate fi născut un om bătrân? Poate el oare să intre a doua oară în pântecele mamei lui și să fie născut? Iisus i-a răspuns. Adevărat, adevărat îți spun că dacă cineva nu este născut din apă și din duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Ce este născut din carne este carne, iar ce este născut din duh este duh. Să nu te miri că ți-am spus, trebuie să fiți născuți din nou. Vântul suflă încotro vrea și auzi vuietul, dar nu știi de unde vine și unde se duce.
Tot așa se întâmplă cu oricine este născut din Duhul. Nicodim l-a întrebat, cum se pot întâmpla aceste lucruri? Iisus i-a răspuns, tu ești învățătorul lui Israel și nu înțelegi aceste lucruri? Domnul Iisus îi spune foarte clar, Nicodim, este nevoie de mai mult decât o ascensiune intelectuală, decât o discuție teologică, este nevoie ca să fii născut din nou. Este nevoie ca să fii născut din Dumnezeu, iar această lucrare se face în mod suveran de Dumnezeu prin Duhul lui Dumnezeu, care suflă unde vrea El, care aduce la viață pe cine vrea El. Răspunsul corect al lui Nicodim în acel moment nu era să mai argumenteze cu Domnul Iisus Hristos, ci să cadă la picioarele Lui și să cerșească mila lui Dumnezeu. Suntem așa de penibili când ne confruntăm cu asemenea texte în Sfintele Scripturi, când vedem că Dumnezeu își exercită prerogativa suverană de a mântui pe cine vrea, când vrea, că începem și ne certăm cu Scriptura. Eu nu pot crede așa ceva. Cum adică vântul suflă unde vrea? Vântul trebuie să sufle peste toți. Eu nu pot accepta așa ceva. În loc să te cerți cu cuvântul lui Dumnezeu, ar fi bine să cazi în genunchi înaintea lui Dumnezeu și să ceri iertare, pentru că ar trebui să primești revelația și să-i mulțumești lui Dumnezeu că El s-a revelat ție. În Ioan 6, Domnul Iisus se dă pe față. Își arată teologia clar, nu mai este niciun dubiu despre ceea ce Domnul Iisus Hristos propovăduia despre mântuire. Versul 36. Dar v-am spus că m-ați văzut și tot nu credeți. Aveam o discuție săptămâna asta cu un prieten și la un moment dat zice, măi, știi care e problema? Eu vreau să cred, dar eu sunt ca Toma, eu trebuie să văd. Eu trebuie să am dovezi. Și am zis, auzi, într-adevăr, Toma a cerut ca să vadă. Dar să nu cumva să ai impresia că faptul că Toma a văzut a fost factorul decisiv în credința lui. Pentru că Scriptura ne învață că carnea și firea noastră și simțurile noastre nu ajută la absolut nimic în ceea ce înseamnă credința în Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus îi spune lui Petru, care a trăit 3 ani de zile împreună cu el, când Petru declară faptul că el este Hristosul, că el este Mesia. Petru, nu carnea ți-a descoperit lucrurile acestea, ci Tatăl meu. Domnul Iisus este cel care ne învață că carnea nu folosește la absolut nimic. Gândiți-vă la contextul în care această învățătură a Domnului Iisus Hristos este dată. Este dată unor oameni care au avut cele mai multe dovezi despre cine este Domnul Iisus Hristos și tot n-au crezut. Oameni care au văzut 5.000 plus de oameni hrăniți din câțiva peștișori și câteva pâini și tot n-au crezut. Oameni care l-au văzut pe Lazar înviat de Domnul Iisus din mormânt și tot n-au crezut. Ba mai mult, fariseii căutau să-L omoare pe Hristos și pe Lazar ca să nu creadă nimeni. V-am spus că m-ați văzut și tot nu credeți. Tot ce mi-a dat Tatăl va ajunge la mine, iar pe cel ce vine la mine nu-l voi izgoni niciodată. Căci am coborât din cer nu să fac voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. Și voia celui ce m-a trimis este să nu pierd nimic din tot ce mi-a dat El, ci să-i învii în ziua de pe urmă. Căci voia Tatălui meu este ca oricine îl vede pe Fiul și crede în El să aibă viață veșnică, iar Eu îl voi învia în ziua de pe urmă. Atunci iudeii au început să murmure cu privire la El, pentru că spusese, Eu sunt pâinea care coboară din cer. Ei ziceau, nu este acesta Iisus, fiul lui Iosif, pe ai cărui tată și mamă îi cunoaștem? Așadar, cum de spune acum, am coborât din cer? Iisus le-a răspuns, nu murmurați între voi, nimeni nu poate veni la mine dacă nu-l atrage Tatăl care m-a trimis, iar Eu îl voi învia în ziua de pe urmă. Versul 63. Duhul este acel ce dă viață. Carnea nu folosește la nimic.
Cuvintele pe care vi le-am spus sunt duh și viață, dar sunt unii dintre voi care nu cred. Căci Iisus știa de la început cine sunt cei ce nu cred și cine este cel ce urma să-L trădeze. Apoi a zis, tocmai de aceea v-am spus că nimeni nu poate să vină la mine decât dacă i-a fost dat de către Tatăl. Din această cauză, mulți dintre ucenicii lui s-au întors și nu mai umblau cu el. Dacă privim bine în acest text, regăsim 4 dintre 5 puncte așa numite a calvinismului. Da? Primul, depravarea totală. Nimeni nu poate veni la mine dacă nu-l atrage Tatăl. Omul este incapabil de a face ceva pentru mântuirea lui. 2. Alegerea necondiționată a lui Dumnezeu. Tot ceea ce mi-a dat Tatăl ca să mergi la Hristos, ca să fii atras de Hristos, trebuie ca să fii dat de către Tatăl Domnului Iisus. 3. Chemarea eficace. Tot ce mi-a dat Tatăl va ajunge la mine. Fără excepție. Dacă ai fost dat din partea Tatălui Fiului, dacă ai fost scos din starea de moarte și de incapacitate spirituală și ai fost dăruit Fiului prin nașterea din nou, vei ajunge la El. Vei fi chemat și atras în așa fel încât vei ajunge la El. Cuvântul pentru atragere în acest text se folosește în limba greacă pentru a lua un taur de coarne și a-l trage împotriva voinței Lui. 4. Perseverența sfinților. Voia celui ce m-a trimis este să nu pierd nimic din tot ceea ce mi-a dat El, ci să-i învii în ziua de pe urmă. Unii sublinează versetul 40, încercând să găsească o scăpare de la învățătura evidentă a Domnului Iisus Hristos. Este clar ceea ce vrea să expună Domnul Iisus Hristos. Este așa de clar încât în versetul 66, în versetul 65, pardon, sublinează din nou aceeași învățătură. De aceea nu credeți, pentru că n-aveți cum să credeți. Și sublinind versetul 40, încearcă să rezolve această dilemă, care din nou, precum ziceam dimineață, nu este una teologică, cât una filosofică, una firească. Căci voia Tatălui meu este ca oricine îl vede pe Fiul și crede în El să aibă viață veșnică. Iar Eu îl voi învia în ziua de pe urmă. Problema este că tot trebuie răspuns cum ajung acești oameni ca să creadă în Domnul Iisus Hristos. Să-L vadă pe Domnul Iisus Hristos. Dacă acești oameni care erau în prezența Domnului Iisus Hristos n-au avut abilitate naturală să-L vadă, să înțeleagă și să creadă. De ce crezi că tu acum, la 2000 de ani distanță, ai avea acea abilitate? Problema este că Hristos este cât se poate de lucid, încât nu lasă nicio scăpare pentru firea pământească. Și explică faptul că a vedea și a crede nu sunt capacități naturale. Versetul 63. Duhul este cel ce dă viață. Carnea nu folosește la nimic. Cuvintele pe care vi le-am spus sunt duh și viață, dar sunt unii dintre voi care nu cred, căci Iisus știa de la început cine sunt cei ce nu cred și cine este cel ce urmează să-L trădeze. Tocmai de aceea v-am spus că nimeni nu poate să vină la mine decât dacă i-a fost dat de către Tatăl. Din această cauză, mulți dintre ucenicii lui s-au întors și nu mai umblau cu el. Hristos ne învață foarte clar că abilitatea de a-L vedea pe El, de a crede în El, de a veni la El, nu vine din firea noastră, nu vine din carnea noastră. Pentru că firea și carnea nu folosesc la nimic. Ci este o lucrare supranaturală a Duhului Sfânt, săvârșită asupra tuturor celor care au fost dați lui Hristos din partea Tatălui, care sunt atrași prin Duhul Sfânt la El, care sunt păstrați în mâna Lui până în ziua învierii. În Ioan 10, Dumnezeu clarifică și ultimul punct din sistemul teologic, și anume ispășirea particulară. Ioan 10 este acel binecunoscut pasaj unde este vorba de păstorul cel bun, acel discurs al păstorului cel bun. Hristos spune, Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun își va da viața pentru oi. Formularea, de exemplu, în
catechismul baptist reformat sau în mărturisirea de credință este în felul următor. Ispășirea, jertfa Domnului Iisus Hristos este suficientă pentru toți, fără excepții. Un strop din sângele Domnului Iisus Hristos este așa de valoros încât ar putea ca să mântuie întreaga omenire. Dar eficientă pentru cei ce se încred în jertfa Lui. Ispășirea Domnului Iisus Hristos nu este limitată în putere, ci este particulară în efectele ei. El a murit cu un scop. El a murit pentru oile Lui. El s-a dat pe sine voluntar pentru biserica Lui. El a murit ca să răscumpere din lume un popor. Cel plătit, spune Domnul Iisus, care nu este păstor, iar oile nu sunt ale lui, când vede lupul venind, lasă oile și fug. Iar lupul le prinde și le împrăștie. Cel plătit fuge pentru că este plătit și nu-i pasă de oi. Dar eu sunt păstorul cel bun și le cunosc pe cele ce sunt ale mele, iar cele ce sunt ale mele mă cunosc pe mine. Tot așa, cum Tatăl mă cunoaște pe mine, iar eu îl cunosc pe Tatăl, iar eu îmi dau viața pentru oi. Legați în mintea voastră versetul acesta din Ioan 10, despre cunoașterea lui Hristos a turmei lui, ca fiind exact sau fiind similară cu cunoașterea care Fiul o are cu Tatăl. Și legați acest concept de cunoaștere intimă. El te cunoaște pe tine cum îl cunoaște pe Tatăl. Cu cuvintele Apostolului Pavel din Romani 8, unde spune pe cei care i-a cunoscut mai dinainte. Și nu lăsați pe nimeni să vă introducă minciuna în mintea voastră că Hristos, dacă ești copilul Lui, te-a cunoscut dinainte de întemeierea lumii, la fel cum a cunoscut pe oricine. El te-a cunoscut ca și oița Lui. Și Hristos spune că acea relație de cunoaștere este relația de cunoaștere care există între Tatăl și Fiul. Terminologia folosită pentru cunoaștere este una de cunoaștere intimă, de dragoste. Gen Adam și-a cunoscut nevasta. Nu, știu că este unul în jibou, îl cheamă Diusi. Nu lăsați pe nimeni să fure bucuria de a fi cunoscut de Dumnezeu în felul acesta. Când El a coborât din cer să moară pentru cei care i-a cunoscut mai dinainte, a murit să moară pentru biserica Lui, pentru oițele Lui, pentru cei care îi iubea dinainte să-i fi creată. Și iubea așa cum Fiul iubește și îl cunoaște pe Tatăl. Mai am și alte oi, spune Hristos, care nu sunt din staul acesta. Și pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta glasul meu și vor fi o turmă și un păstor. De aceea mă iubește Tatăl, pentru că eu îmi dau viața ca să o iau din nou. Nimeni nu o ia de la mine, ci eu o dau de la mine însumi. Am autoritate să o dau și am autoritate să o iau. Am primit această poruncă de la Tatăl meu. Din cauza acestor cuvinte s-a făcut din nou dezbinare între iudei. Evident că iudeii nu le prea plăcea teologia reformată. Nu le plăcea ideea aceasta că sunt oi și sunt cei care nu sunt din turmă. Că sunt cei care sunt chemați să creadă și cei care nu pot să creadă. Se face din nou dezbinare între ei. Mulți dintre ei spuneau, are drac și este nebun, de ce l-ascultați? Alții ziceau, cuvintele acestea nu sunt cuvinte de un îndrăcit. Poate un demon să deschidă ochii unui orb? În Ierusalim avea loc atunci sărbătoarea dedicării templului și era iarnă. Iisus se plimba prin templu în porticul lui Solomon. Iudeii l-au înconjurat și i-au zis, până când ne mai ții cu sufletul în încordare? Dacă tu ești Hristosul, spune-ne, o deschis! Iisus le-a răspuns, v-am spus, dar nu credeți, lucrările pe care le fac eu în numele Tatălui meu, ele depun mărturie despre mine. Deci Iisus spune, v-am spus, v-am propovăduit și v-am și arătat. Nu mai este niciun dubiu, nu aveți niciun motiv să nu credeți. Însă voi nu credeți pentru că nu sunteți din oile mele. Oile mele ascultă glasul meu. Eu le cunosc, iar ele mă urmează. Eu le dau viață veșnică și în veac nu vor pieri și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Tatăl meu care mi le-a dat este mai mare decât toți și nimeni nu le poate smulge din mâna Tatălui. Eu și Tatăl una suntem. Iisus spune... Divinitatea, dumnezeirea și-a propus un scop.
și anume să-și mântuie turma aleasă din mijlocul acestui pământ decăzut în păcat. Și nimic nu va opri pe Dumnezeu să-și îndeplinească această misiune. Deosebit de important de înțeles argumentul și structura logică în răspunsul Domnului Iisus. Hristos spune, v-am spus că eu sunt Hristosul, ba mai mult v-am arătat prin lucrările mele, care depun mărturie despre cine sunt eu. Iar tot, nu credeți. De ce nu credeau? Hristos răspunde, însă voi nu credeți pentru că motivul pentru care nu credeți este că nu sunteți din oile mele. Nu invers, nu că nu sunteți din oile mele pentru că nu credeți, ci nu credeți pentru că nu sunteți din oile mele. Pentru că dacă ați fi din oile mele, ați crede, ați asculta, ați cunoaște glasul. Și ați merge după păstor. Fapte 13. Pavel și cu Barnaba predică Evanghelia. Și ni se dă un mic vizor în a vedea felul în care lucrarea suveranului Dumnezeu de a mântui prin auzirea Evangheliei se împlinește. Versetul 48. Neamurile s-au bucurat când au auzit lucrul acesta și au lăudat cuvântul Domnului. Și toți cei ce erau rânduiți sau desemnați pentru viață veșnică au crezut. Cuvântul Domnului se răspândea prin toată regiunea, dar iudeii le-au încitat pe femeile devotate care aveau influență și pe fruntașii cetății și au stârnit o persecuție împotriva lui Pavel și a lui Barnaba și i-au alungat din ținuturile lor. Pavel și Barnaba s-au scuturat praful de pe picioare împotriva lor și s-au dus. Ucenicii erau plini de bucurie și de Duhul Sfânt. Unii cred, iar alții se răzvrătesc. Și Luca ne dă explicația și toți cei ce erau rânduiți sau desemnați pentru viața veșnică au crezut. Răstălmăcirea acestui verset care l-am auzit în ultima perioadă este aberant, în tot felul de variante. Cuvântul folosit pentru desemnat sau rânduit este un termen militar în limba greacă. Este echivalent cu un general care intră în mijlocul trupelor lui și dă ordine și spune bolduți, pe baricadă, Taloș, dincolo, Ciprian, acolo, v-am desemnat, v-am rânduit, se execută. În niciun caz nu este de convingere, nu este de, că eu, și dacă ai vrea, dacă ți-ar place, ci este de decret a unui suveran peste cei care sunt subordonați, în mod nominal și în mod efectiv. În Fapte 16, vedem din nou un asemenea episod. Predicarea Evangheliei este prezentă și ne spune cuvântul că o femeie pe nume Lidia, vânzătoare de purpură în cetatea Tiatira, care era temătoare de Dumnezeu, stătea și ea acolo și asculta. La fel cum stau așa de mulți oameni și ascultă în biserici. Dar uitați ce face diferența. Domnul i-a deschis inima ca să ia aminte la cele spuse de Pavel. E așa de minunat. Când ni se permite să privim în spatele perdelei și să vedem tainele lui Dumnezeu și felul în care lucrează în mântuirea care ne-o dă în mod suveran prin dragostea lui nemărginită. Cu siguranță experiența noastră este similară cu cea a nașterii naturale. Din momentul nașterii tale până la momentul în care ai fost capabil să fii conștient despre realitatea implicată în nașterea ta trec ani de zile. Ani de zile trăiești cu impresia că pur și simplu ai ajuns pe acest pământ așa. Puf! Mai vin părinții cu povești. Te-a venit barza, te-a lăsat barza, te-am găsit pe scări, nu știu, tot felul de... Până când ajungi la un stadiu de maturitate, da? Și începe și se explică. Uite, măi, copile, cum ai ajuns tu pe pământul acesta. Biologic vorbind. Mama și cu tata au luat o hotărâre ca să aibă un copil. Și totul a ținut din această hotărâre, tot ce a ținut ca tu să ajungi în viață, a fost îndeplinit pentru tine. Și copilul zice, da, logic, înțeleg acum. Dar ani de zile trăiești cu impresia de parcă tu ai existat de la sine. Așa este și cu viața
spirituală. Creștinul deseori trăiește cu o iluzie similară, crezând că e un fel de concepție imaculată, când de fapt este născut nu din voia vreunui om, ci din voia lui Dumnezeu. Inclusiv ne arată Luca în Fapte 16, faptul că ai stat într-o biserică și Dumnezeu te-a încapacitat ca să asculți și să înțelegi ceea ce se predica în acea biserică, este datorită harului Dumnezeu. O câți nu stau 10 de ani în biserici și dau din cap și spun rugăciuni și mor neînțelegând Evanghelia. Sunt multe texte care ne clarifică această realitate. Iacov 1, 16 la 18. Nu vă lăsați duși în rătăcire, frații mei prea iubiți. Orice dăruire generoasă și orice dar desăvârșit este de sus, coborând de la Tatăl Luminilor, la care nu există schimbare sau umbră din pricina mutării. El ne-a născut prin cuvântul adevărului, după voia Lui, ca să fim un fel de prim rod între făpturile Lui. El ne-a născut, cum a făcut-o într-adevăr, prin cuvântul adevărului, care L-a aplicat prin puterea Duhului Sfânt în nașterea din nou în viețile noastre și ne-a adus la viață. Dar El ne-a născut. Este inițiativa Lui. În Ioan 15 cu 16, Domnul Iisus Hristos spune ucenicilor: nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și să aduceți roadă. Și roada voastră să rămână, pentru că orice veți cere de la Tatăl în numele meu, să vă dea. Dacă cineva vine și spune: frate, Abuz, nu-i clar pentru tine că aici vorbește ucenicilor? Bun, aplicăm grila hermeneutică și atunci și tăierea din Ioan 15-16 trebuie să fie doar ucenicilor, nu? Toată lumea înțelege, orice teolog în lumea asta înțelege că discursul Domnului Iisus Hristos din capitolul 14 și până la rugăciunea din capitolul 17 este în primul rând pentru ucenici, dar Domnul Iisus concluzionează și spune: tot ceea ce am cerut nu este doar pentru ei. Înțelegem că aceste cuvinte se aplică nouă, că El ne-a ales pe noi înainte ca noi să credem în El. În Matei 11 am privit acest text și dimineață, la versetul 25 la 27, după ce Domnul Iisus ceartă cetățile pentru necredința lor, ridică glasul și spune: te laud, Tată, Doamne al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de la cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit copilașilor. Da, Tată, pentru că așa ți-a plăcut ție. Toate lucrurile mi-au fost încredințate mie de către Tatăl meu. Nimeni nu-L cunoaște pe Fiul în afară de Tatăl și nimeni nu-L cunoaște pe Tatăl în afară de Fiul și de Cel căruia vrea Fiul să îl descopere. Care este contextul? Domnul Iisus Hristos ceartă cetățile și le mustră pentru necunoașterea lor de Dumnezeu, pentru necredința lor, și se întoarce doar la un moment și laudă pe Dumnezeu pentru necunoașterea lor. Și spune că cunoașterea de Dumnezeu ține în dorința Fiului de a descoperi pe Dumnezeu. Tot ceea ce trebuia Hristos să facă în acel moment este să intre în cetăți și să spună: credeți! Prin porunca lui Dumnezeu, credeți! La fel cum a zis să fie lumină, cum Logosul, care după aia s-a întrupat, a zis în Trinitate să fie Dumnezeu prin Logosul Lui, prin Cuvântul Lui, prin Domnul nostru Iisus Hristos. Și lumina a intrat în existență. La fel cum i-a zis la Lazar: Lazar, ieși afară! Și Lazar a ieșit afară. Domnul Iisus Hristos putea să rostească un cuvânt și cei din acele cetăți îl cunoșteau pe Dumnezeu. În concluzie, deschideți cu mine la 1 Ioan. Aș vrea ca să privim o secvență de învățături care Apostolul ne arată în 1 Ioan și concluzionăm cu tema noastră despre ordinea între credință și naștere din nou. Sau mai bine spus, nașterea din nou care produce credința. Ioan tratează în 1 Ioan, într-o serie de pasaje, începând cu capitolul 2 și până la versetul 5, avem câteva instanțe în care tratează problema nașterii din Dumnezeu. Hai să citim câteva din aceste versete și să încercăm să vedem ce ne spun ele despre nașterea din Dumnezeu. 1 Ioan 2 cu 29.
Dacă știți că El este neprihănit, să știți că oricine trăiește în neprihănire este născut din El. 1 Ioan 3:9. Oricine este născut din Dumnezeu nu mai trăiește în păcat, pentru că sămânța lui Dumnezeu rămâne în el și el nu poate continua să păcătuiască, fiindcă a fost născut din Dumnezeu. 1 Ioan 4:7. Prea iubiților, să ne iubim unii pe alții, căci dragostea este de la Dumnezeu și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Și în 1 Ioan 5:1, apostolul tratează problema credinței în aceeași paradigmă. Oricine crede că Iisus este Hristosul este născut din Dumnezeu și oricine iubește pe Cel ce l-a născut, iubește și pe cei născuți din El. Întrebarea este dacă apostolul Ioan ne învață în 1 Ioan 5:1 că oricine crede că Iisus este Hristosul este după aia născut din Dumnezeu, sau dacă ne învață în mod lucid și clar că oricine crede, de aceea crede, pentru că este născut din Dumnezeu. Dacă apostolul Ioan ne dă această învățătură în mod lucid și dacă este clar și dacă nu trebuie răstălmăcit, atunci mi se pare că argumentul se poate rezuma doar pe acest verset. Observați câteva lucruri. Observați faptul că trăirea în neprihănire este dependentă în aceste texte, de exemplu, în 1 Ioan 2:29, de nașterea din nou. Adică, oricine ar citi 1 Ioan ar spune că întâi ești născut din nou, după aceea poți trăi o viață în neprihănire. N-am auzit un evanghelic să încerce să spună că întâi trăiești o viață de neprihănire, după care, ca și rezultat al neprihănirii tale, ești născut din nou. Al doilea rând, dragostea ni se arată că este dependentă de nașterea din nou. Întâi suntem născuți din Dumnezeu, după aceea suntem încapacitați ca să iubim. Cunoaștem dragostea pentru că El este dragoste și El locuiește în noi. N-am auzit pe nimeni să argumenteze că întâi trebuie ca să fii în stare și să iubești pe semenii tăi, pe Dumnezeu cu toată inima ta, cu toată mintea ta, cu toată puterea ta. Și după aia Dumnezeu te va naște din nou. Cunoașterea lui Dumnezeu este dependentă de nașterea din nou. Lucrul acesta, adevărul acesta este evident și din construcția gramaticală a versetului, care nu dă nicio scăpare în 1 Ioan 5:1. Născut, genao, este la timpul perfect, care denotă faptul că acțiunea precede acțiunile umane menționate. De fiecare dată când se vorbește despre născut, ne indică structura textului, gramatica acestui cuvânt, că trăirea, neprihănire, iubirea, cunoașterea, toate acestea vin în urmă ca și consecința nașterii din nou. Ca urmare, oricine crede că Iisus este Hristosul, este, adică de aceea crede. Pentru că a fost înainte născut din Dumnezeu. Nu există nicio bază lingvistică, contextuală sau teologică pentru a spune că acest verset nu spune așa ceva. Dacă celelalte sunt clare, de aceea iubim pentru că am fost născuți din nou, de aceea putem fi neprihăniți pentru că am fost născuți din nou, de aceea putem să nu mai trăim în păcat pentru că am fost născuți din nou. 1 Ioan 5:1 ne spune foarte clar: oricine crede că Iisus este Hristosul a fost născut din Dumnezeu. Dacă n-am avea nici unul din multitudinea de texte la care am privit în această seară și am avea doar 1 Ioan 5:1, argumentul ar fi câștigat. Ioan ne spune, oricine crede a fost mai întâi născut din Dumnezeu și de aceea crede. Ca atare. Ordinea biblică este că întâi Dumnezeu, după voia Lui suverană și în dragostea Lui nemărginită, ne aduce la viață prin Duhul Său cel Sfânt și prin predicarea Evangheliei și prin cuvântul Său și ne dăruiește credință și ne dăruiește mântuirea în totalitate. Permiteți-mi ca să închid mesajul în această seară citind
versurile unei cântări scrise de Daniel Whittle. O cântare care toți o cunoaștem, tradusă în limba română, care spune în felul următor. În îndurarea Domnului, cum am ajuns, nu știu. De ce am fost răscumpărat de Domnul meu cel viu? Nu pot să înțeleg cum El credință în dar mi-a dat și cum al sufletului plâns pe veci mi l-a luat. Cum să înțeleg, preasfântul Duh, cealin al meu dor și ce mă îndeamnă în sursul blând spre cer cu El să zbor? Nu știu în ce văi voi coborâ sau ce munți voi urca, nici dacă în drumul meu spre cer mă așteaptă crucea grea. Nu știu când mirele ceresc în taină va veni sau când alături de ai săi sfinți cu drag mă va răpi. Dar știu bine în cine mă încred. Mi-a șters păcatul prin sângele Lui și îmi va da cununa vieții când pe nori va reveni. Fraților, noi trăim convinși că nu pentru meritul nostru și nu prin faptele noastre și nu prin orice care este în noi am primit nașterea din nou și credința în Domnul nostru Iisus Hristos, ci prin mila și îndurarea Domnului nostru, care ne-a dat un dar, care ne păstrează prin harul Său și în care ne încredem că va reveni pe nori să ne ducă acasă. A Lui să fie slava și El să fie cu noi în continuare și întotdeauna. Amin.